mileniali, adică tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, sunt interesați de o alimentație sănătoasă. Preferă alimentele care provin din mediul rural, din sursă sigură, sunt atenți la etichete și susțin comunitatea, cumpărând din piață, direct de la producători locali sau direct din gospodăriile din mediul rural. Aceste date sunt cuprinse într-un studiu calitativ derulat în mediul online pe o durată de 2 ani. În viziunea milenialilor, mâncarea sănătoasă este cea în care știi exact ce pui și cum o prepari. Astfel, consumul de mâncare gătită a fost menționat de fiecare dată când s-a discutat despre alimentația sănătoasă, arată studiul calitativ. Când vine vorba de produse cumpărate din magazin, milenialii verifică eticheta, nutrienți, euri, aditivi, zaharuri, gluten. Ei se opresc asupra produselor care reușesc să convingă prin informația conținută de etichetă. Această categorie de public alege să consume mai puțin comparativ cu generația anterioară, incluzând în meniu produse care par mai sigure comparativ cu altele. Această alegere vine pe de-o parte ca urmare a convingerii conform căreia a mânca mult este o lipsă de control care generează riscuri. Pe de altă parte, este evitată astfel risipa alimentară. Spre deosebire de generația părinților lor, tinerii zilelor noastre aleg varietatea. Spun da întotdeauna meniurilor din bucătăria internațională și nu spun nu meniurilor experimentale. Milenialii gătesc și văd această activitate ca pe o oportunitate de a învăța lucruri noi. Datele studiului mai arată că 25% dintre mileniali ascultă la radio sfaturi despre nutriție și sănătate și nu consumă niciodată alimente sau preparate noi fără să se informeze asupra acestora.